Doar 17 consilieri județeni au răspuns prezent la ședința de constituire a Consiliului Județean Neamț, programată vineri la ora 14. Secretarul județului, Daniela Soroceanu, a strigat catalogul. Vom face apelul nominal, în ordinea mandatelor care au fost atribuite. Arsene Ionel. Prezent. Munteanu Ioan. Prezent. Arcan Emilia. Prezent. Harguz Liviu a renunțat. Vasiliu Moise Florentina a renunțat. Vârlan Georgeta Luminița. Prezent. Șerban Ciprian Constantin. Manoliu Dan. Prezent. Oprea Gheorghe a renunțat. Harpa Vasilica a renunțat. Sălăgea Nicolae a renunțat. Ciubodaru Mădălina Veronica. Prezent. Buloai Oana Gianina. Prezent. Andrușcă Dănuț. Prezent. Murariu Vasile. Prezent. Constantin Dan Vasile. Prezent. Corduneanu Eduard. Prezent. Până aici au fost titularii. A renunțat câțiva dintre colegii dumneavoastră de la PSD și urmează Borceanu Adrian. Prezent. Nica Vasile. Prezent. Ciubotar Ionel a renunțat. Dascălu Valeria a renunțat. Pușcașu Neculai. Rotaru Ion a renunțat. Mătasă Constantin a renunțat. Nistor Olga. Pavel Gabriel Dan. Sunt 17? Da. Vă rog să-mi spuneți, secretariatul, sunt 17? Da. Mulțumesc. Cosmanciu Cornelu Mugurel. Lipsă. Leoreanu Laurențiu Dan. Lipsă. Chitic Dragoș Victor. Lipsă. Absent. Humulescu Traian. Absent. Tapalagă Constantin Cristian, absent. Mulțumesc, domnul președinte. Hopșa Florin Adrian, absent. Banu Gabriela, absent. Anton Elena Monica, absent. Acatrinei Dumitru, absent. Pelepco Lucian Florin, absent. Nechita Marius Mihai, absent. Lucaci Gabriel, absent. Boca Ioan Doinel, absent. Stavarache Valentin Constantin, absent. 14. Da? Mulțumesc. Alde, Astafte Ion. Mihai Alexandru. Mulțumesc. Și PMP. Burlacu Ștefan a renunțat. Todiriță Andreea. Prezent. Dulamă Laurențiu Cristinel. Prezent. Mulțumesc. Reacțiile celor prezenți în sală nu au întârziat să apară. Așa cum ați văzut și astăzi la Consiliul Local Piatra Neamț au absentat, la Consiliul Județean au absentat. Oameni politici care nu au niciun respect pentru votul cetățeanului din județul Neamț și pentru ceea ce se întâmplă cu județul Neamț. Noi cei din PSD, împreună cu partenerii noștri cu care formăm o majoritate, ne-am prezentat astăzi și la Consiliul Județean și la Consiliul Local Piatra Neamț, să încercăm să punem lucrurile pe făgaș și să ne apucăm de treabă. Din păcate, încă o dată, Partidul Național Liberal, prin acești oameni irresponsabili, au ales să boicoteze formarea, ședința de formare a unei majorități, a Consiliului Local și a Consiliului Județean. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla marțea viitoare, când prefectura va emite un nou ordin de convocare a ședinței de Consiliul Județean. Partidul Național Liberal a început să joace țonțoroiul pe tabla de șahuri și nemțene. E un semnal deosebit de neplăcut, e un semnal de lașitate, de neputință, pe care sigur îl transmit alegătorilor, îl transmit nemțenilor prin reprezentarea lor la ședința de constituire a Consiliului Județean. Și pe lângă neputință și lașitate, sigur că intervine, dacă vreți dumneavoastră, și lipsa de respect față de nemțeni, față de cetățenii județului Neamț. După o oră de la termenul de constituire a Consiliului Județean, PNL și-a motivat lipsa printr-un comunicat de presă.
Facem un apel către liderii partidelor de dreapta și centru-dreapta, dar și către primarii municipiilor și orașelor Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Bicaz să respecte votul cetățenilor din județul Neamț, care a fost acordat în data de 5 iunie 2016. Dacă nu sunt motivați de interese politicianiste, cu siguranță vor răspunde pozitiv invitației de a participa la dialog. Echipa liberală din Neamț, așa cum a promis, gândește pe termen lung, care are în centru proiecte cu viziune care vor avea drept rezultate dezvoltare, prosperitate și bunăstare pentru cetățeni. Invitația la dialog către liderii locali ai ALDE, PMP și UNEPR, dar și ai primarilor municipiilor și orașelor Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Bicaz are ca motivație interesul cetățenilor, dar și construcția unui nucleu local, regional și național de dezvoltare.